Ce faci, familia mea? Astăzi am adus-o pe Diana Moraru la mine pe canal pentru că aș cerut să fac un clip cu ea și uitați aici. Here I am. Înainte să începem clipul, am vrea să vă rugăm să ne dați like. Like, dați un like, apasă, apasă aici, apasă, bravo, mulțumim. Urmează să facem un make-up pentru școală, job, liceu, Diana. Un date drăguț. Exact, da, un date drăguț, nu este deloc încărcat tenul și suntem și în tendințe, nu? Da, pentru că se poate rozul. Exact, suntem și în tendințe și dacă vreți să vedeți cum am realizat acest make-up drăguț, dacă vreți sfaturi de la Diana și... Dacă vreți să vedeți ce produse am folosit, stați cu noi. Cu ce începem? Diana, ne-am demachiat. Am tonifiat tenul, da? Cu o lucie tonică pe acolo. Așa. Da, și da. Și o hidratare, dar mai presus de asta un factor de protecție solară, pentru că nu vrem să mă trânim prematur. Da, factorul ăsta de protecție ajută și la încetinirea îmbătrânirii. Da, cumva. Pentru că păzește de raze nocive ale soarelui, de razele UVA și UVB. De aici tu așa tânără. Folosim multă protecție. Da, no? Dar să știți că la mare folosesc 50+. Și acum? Și acum folosesc 25, mm-hmm. Pentru că oricum am fond de ten și chestii care mă mai protejează. Da, eu n-am de aia. Ne facem tenul prima oară. Da, bine, ne facem tenul prima dată. Zic. Ok, ca să arătăm bine. Exact. Apoi pe parcurs. Cât mai repede, să fim acolo. Diana de obicei face tenul la sfârșit, dar acum chiar avem nevoie să ne facem tenul înainte. Da. Ce vrem noi aici să facem este da. Să facem un make-up super rapid pentru toată lumea care vrea să plece la job sau la liceu sau, da? Da. Ca la școală, că la școală ar fi bine să nu ne machiem prea mult. Da? Hai, dar tu și eu mergeam puțin machiată la școală. Yeah. Într-adevăr, se luau profesorii de mine. Așa, cu ce încep? Bun, încep cu un fond de ten. Da. Eu mi-am pus primer. Pe care știm, draga mea, poți să spui e și bun? De la mine, e foarte bun, este luminos pentru tine exact ce trebuie. Eu am tenul... Tu l-ai pus cu pensulă, poți să-l pun cu degetele. Poți să-l pui cu degetele, ai grijă să nu-l pui în zona să ochilor. Să-l cât îl pun, cât pun. Așa cât să simți că... Cam ceva. Ca lunecă, bine. Deci în zona ochilor nu. Nu, asta e pentru luminozitate, pentru că ne dorim să avem un ten luminos, da? Nu super mat și mască. Aha, eu bun. Fac tot timpul mască. Ce primer este? Asta e un primer de la Cover Effects, dar orice care are particule irizate în el este perfect. Ok. Da, uitați, asta este mișcarea ascendentă. Se ridicăm... Da, niciodată nu tragem de față în jos. Nu este ok. O să vezi ceva ce n-ai mai fost. Super ce? Rapid la mine. Fac. Fac la modul ăsta, pentru că este fondul meu de ten. Da. Și eu ce fond de ten ar trebui să folosesc? Unul mai ușor, nu? Da. Ăsta crezi că e bun? Da. E bun, mai, nu? Dar amândoi n-am găsit cu L'Oreal-ul. Da, L'Oreal, atât. Sponsorizați-ne. Deci, cât să pun? Pune două pompițe. Și știi cum am învățat eu mai întâi, un obraz? Da. Eu dar tu pus... ce fond de ten ai folosit? Eu... O să ne întrebe lumea. Da, l-am folosit pe asta nou de la Sticu. Îi spune Sculpting Long Tenue. În fine. Da. Așa. Whatever, este singurul stick de la L'Oreal. Da, găsi... cel nou apărut. Este foarte, foarte natural. Chiar dacă este stick. Îl găsesc în... în România? În DM. În... A, da? Mm-hmm. Este scump? Nu. Nu e accesibil. Păi tocmai datorită followerilor tăi, da, care m-au followit și pe mine, da, să zicem așa, și m-au tot întrebat de fonduri de ten accesibile, m-am dus frumos și mi-am cumpărat două, ce da, crezi? Da, super. Scrieți în comentarii. Nu uitați de gât, fetelor. Da, chiar. Scrieți în comentarii dacă voi mergeți machiate la școală. Sunt chiar curioasă. Cine te machiază la școală? Te machiai la școală? Te machiai! Lasă! Ha-ha! Și mă machiam? Mai, mă țin minte, fetele, că mă machiam la 14 ani, îmi întorceam foarte mult genele cu mascara. Da? Da. Mi-au spus că de atunci aveam premise că o să ajung ecaparte. Păi vezi? La cât de mult timp dedicam deci fetele care fac asta acum o să ajungă și ele make-up artist. Veniți la Diana la curs. Da, vă aștept cu drag. Și o să ajungeți și voi make-up artist. N-a fost mișto experiența și bani. Da, chiar a fost mișto. Păi eu am cam terminat. Gata, am terminat și eu. Da?
Bun, următorul pas, concealer. Concealer. Da. Tot unul ușor, nu? Unul ușor. Uite, l-am pe ăsta. Ție. Da, îmi place și mie foarte mult ăsta. Deci ăsta este de la Maybelline. De la, da. Instant Anti-Age. Da, da, în culoarea 01 Light. Da, numai că eu am niște cearcăne albastre și am nevoie de ceva mai galben. Mai galben și da. Și fac chestia asta și aici. Da. Și fac chestia asta și aici ca să aduc un pic mai multă luminozitate, dar o fac efectiv nu în fiecare zi, dar doar pentru ai spus să le arăt fetelor ceva în plus. Ai spus că tu ai nevoie de concealer galben dacă ai cearcăne mov. Exact. Restul fetelor? Depinde. De exemplu, eu le am spre negru, așa. Da. Ție-ți trebuie mai întâi o corecție cromatică somon. Așa, după care să mergi cu ceva în culoarea fondului de ten un pic mai deschis. Mm-hmm. Da. Și cum e asta somon? Somon este ca un... ca o piersică așa, uh-huh, da? Deci să aibă un pic de, de portocaliu. Pigment portocaliu înăuntru, da? Și ce nuanțe mai sunt de cearcăne? Mov? Mov, albastre, albastrele tot cu somon, da? Cu ceva care să aibă piersiciu. Da. Și mai sunt zonele pe care vrei efectiv să le deschizi un pic, în sensul în care vrei să aduci luminozitate, nu neapărat să corectezi, mai ales la vârstele astea mici. Da. Ceva ușor roze, da? Sunt super ok, mm-hmm, că aduc luminozitate. Păi, haide să mergem la următorul pas și să ți-l dau și ție să-l folosești. Așa. L-am găsit, îl ador, este noul blush de la tot Amfaibă, mm-hmm, deci nu ne sponsorizează. Nu ne sponsorizează, dar ce să vezi. Da, dar e un produs care merită, zic. Ia uite-ți ce drăguț, wow, e. Da, și are un nuanț foarte fresh și voi face chestia asta. Weird. Wow, deci da, aici e bun. Da, exact pe on the apple of the cheek. Drăguție. Da. L-ai luat din DM? Da. Și acum îl întind tot cu burețelul? Da, tot cu burețel umezit. Da. Da, ușor de tot prin tapotare. Nu se vede nimic pe ten, nu am nimic încărcat, da, pe față. Da. Pentru că el este cremos și n-am pudrat. Și arăt fresh. Da. Eventual, dacă sunteți micuțe de vârstă și așa, puteți să puneți doar pe ăsta puțin și un pic pe buze, pentru că e un produs multifuncțional. Wow! Da. Îmi place mult cum se vede blush-ul ăsta, deci nu e încărcat tenul și așa, super fresh, super. Și dacă nu sunteți cu rosul, mai sunt și alte culori, dar mie mi s-a părut asta combinația perfectă, vezi că ce e undeva pinkabilly, cred că îi spune nuanței. Vă spun imediat. Da, pinkabilly. Bun, următorul pas este să fixăm anumite zone, zona T, de exemplu, și zona cearcănelor cu un pic de pudră translucidă. Da, asta e bună. Este wow! Da. Îmi place. Vrei? Da, hai, o folosesc pe a ta. Perfect. Avem pudra de la Fenty în nuanța Butter. Da, ai ales nuanța perfect. E o nuanță foarte versatilă. Atenție cum încărcați pensula de pudră. Încercați, dacă e genul acesta de pensulă plată, încercați să o încărcați pe toată lungimea perilor, da? Să nu fie doar aici încărcată cu pudră, pentru că o să vă dispună produsul foarte mult într-o parte, da? Eu am de asta. Da, e bună? Să ai grijă să încarci tot, da? Da, da, da. Înainte de a fixa orice chestie, mă mai duc o dată cu degetul inelar, care pune cea mai mică presiune, da? Ca să nu fixez cu microridule. Adică așa? Da. Vorbim de școală, da, de... și vrem să fim fresh. Da. Nici măcar n-aș mai pudra cumva. Am observat că fondul ăsta de ten nu necesită pudrare. Nu? Ăsta al meu. Ăsta al meu necesită pudrare. Eu am tenul și foarte gras. No, nu cred că l-ai mai gras ca mine. L-am super, super gras. Deci da, mie, dintr-o dată, poți să faci cartă prăjit pe fața mea după ce stau, după ce stau o oră cam așa cu make-up-ul. Da, și mie în zona T și pe nas îmi lucește destul de mult, da, și în general doar pe zonele astea fixez. Dar și T care e mai exact? Păi T. T. Așa, nu? T. Exact, da, da. Tac, tac, tac. Uh-huh. Fruntea toată și cu băț așa. Da. O să arăt niște produse de sprâncene pe care le recomand fetelor.
Da, ca să nu stea 7000 de ani, da, să-și facă sprâncenele, pentru că nimeni nu are timpul ăsta. Puteți fie să folosiți 24 Hour Brow Setter de la Benefit. Da? Este o mascara incolor de sprâncene care vi le pieptănați. Sau, dacă aveți sprâncene mai închise, da, și sunteți blonde, puteți să mergeți și cu ceva, mie îmi place de mult Maybelline, Fiber Filler. Deci ador mascara asta, un dark blond, dar cu tine. Da. Da. Dar merge și pentru mine. De la NYX. Și NYX-ul e foarte bun, numai că ăsta are și fibre. Și dacă aveți niște sprâncene ca mine, care nu sunt foarte groase, da, atunci asta le și îndesește. Dați follow pe Instagram, Diana Moraru, și spuneți, scrieți aici în comentarii că vreți să-i vedeți colecția de make-up. Deocamdată n-are canal de YouTube, dar sunt sigură că v-ar plăcea pe Instagram. Bun, următorul pas este să punem ceva drăguț pe pleoapă. Da? Ce? Păi, în primul rând, teoretic, ar trebui să punem un primer. Da. 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 După care eu aș pune fie ceva mat într-o singură culoare bine difuzat, fie ceva shiny. În primăvara asta se poartă chestii shiny și roz. Da. Noi ne-am meciuit. Roz. Dar paleta, pe dânsa. Paleta nude de la Huda. Și un primer. Un primer. Da. De care? De pleoapă ceva. A. Un paint pot. L-am și eu. Asta o puneți ca să vă reziste machiajul toată ziua, da? Altfel, ați putea să puneți fond de ten și să pudrați ușor cu pudră minerală și vă rezistă și așa, dar mie îmi place mult să folosesc o bază. Și să mergem cu Teddy. Teddy? Mamă, ce drăguț! Teddy. Așa. Sau ăsta, Tickle. Tu, nu știu, depinde ce Teddy. Vrei tu. Tu, Teddy, eu aleg Tickle. Așa, și... Deci, m-am învățat Diana, când iau culoare, fac așa, nu pe... Da, întotdeauna în vârful pensulei și să scuturați, pentru că această paletă, din nefericire, are destul de mult fallout. Vezi cum s-a făcut? Da, da, da. Să știi din ea. Da. Bun, și o să încep exact în pliu, chiar cu ochiul deschis, fără probleme. În pliu, da? Da, cu pensula ținută cât mai de aici, din spatele de pe mâner, da, mai din spate, dar nu așa, da? Ci cât mai... Flu-flu. Să stea mai lejer. Exact. Tu ai luat o culoare mai închisă? Acum, acum? Da, pentru că vreau să-mi adâncesc. Uite, am luat-o pe asta, îi spune flo. Nu este un flo. Așa, și mi-o pun fix aici, în colțul extern, știi? Exact de punctul ăla. Deci îi spunea de maximă intensitate, că trebuie să fie cel mai închis și cel mai opac. Dacă am mărgărit ceva sau am un pic de fallout, din start, mă duc pe ziua cu care m-au picat pudra și ușor de tot curăț înainte să fie prea târziu. După aia cu degetul, așa, efectiv, din fardul ăsta mozaic, așa, da, o să-mi pun pe pleapa mobilă. Te-ai iluminat cumva? Da. Cum ai făcut? Ce ai pus? Cu ăsta mi-am iluminat puțin de tot în colțul intern, nu pe pleapă. Următorul pas este să dau cu mascara. Dacă găsiți că vă murdăriți pleoapa, și știu că aveți problema asta pentru că îmi scrieți, dacă găsiți că vă murdăriți pleoapa atunci când vă dați cu mascara, încercați să luați oglinda, o iau împrumut un pic pe a ta, vă uitați în jos și vă dați cu mascara așa, în oglindă, în jos. Bun, în continuare, cred că un ruj. Un ruj? Ok. Am putea să punem și highlighter, vrei să punem și highlighter? Da, aș vrea să punem. Hai că trebuie să strălucim puțin la școală, nu? Eu liceu, facultate. Ție ce highlighter e? Folosești, ăsta e de la Doll Beauty, nu se găsește la noi decât online, dar e, e mom.com. Da, și mă duc exact pe zona asta, unde este cel mai mare volum. Și cu cât îl lucrez mai mult, cu atât el se vede mai blink. Eu îmi fac mega volum, că sunt un pic obsedată cu volumul. Pentru că nu că îmi place să am buzele mari, nu mi-am făcut nimic la buze sau ceva. Dar buza asta, din născare, este mai mare, buza de jos, buza inferior, mai mare decât buza superioară. Și atunci simt nevoia să echilibrez, că am o obsesie. Și cum faci volumul? Păi deja observ că m-am ridicat un pic pe zonele astea. Da. După care, din exterior, o să unesc. Da. Deci, din prima dată lucrăm aici, apoi cu gura închisă, nu? Venim din colțurile.
Și apoi, după ce am terminat cu contul buzei de jos, mergem jos. Merg pe mijloc. Așa. Fac o linie dreaptă, după care din exterior unesc, da. Și eu o să mi-l pun pe asta, o să șterg puțin alcool și după aia te dau și ție. Mm-hmm. Mie îmi place când mă dau cu fixator. Și după aia trebuie să... Știați că Fix Plus-ul hidratează și părul? Cam așa arată make-up-ul nostru. S-a terminat și clipul nostru. Nu uitați să dați un like. Nu uitați de subscribe. Haideți la noi pe Instagram, Diana Moraru și Irina SSW. Nu uitați să-i scrieți Dianei să facă treaba aia cu colecția ei de make-up. Nu uitați. Așa și cam atât. Vă așteptăm și la alte clipuri. Mulțumesc mult, Diana, că ai venit. Cu mult drag. Vă pupăm!